Cinci programe de formare profesională vor începe în luna martie 2020 la nivel județean. În OLT, în luna martie 2020, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza cinci programe de formare profesională pentru 70 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre cele mai solicitate meserii pentru care se vor organiza programe de formare profesională se numără cele de contabil, frizer, operator introducere, validare și prelucrare date, manicurist, pedicurist și electrician. Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru șomerii indemnizați și neindemnizați înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, iar persoanele care realizează venituri pot urma aceste programe de formare profesională suportând contravaloarea lor. Pentru detalii, cei interesați se pot adresa compartimentului formare profesională din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, strada din Ulipati, numărul 48, telefon 0249 -413 -099.